găsit, dragii mei. Ce nu te doboară, te înalță. Și spun acest lucru pentru că următoarea invitată este o îndrăgită artistă care, dincolo de toate, a avut foarte multe încercări, dar a trecut cu bine peste ele, au maturizat-o, au înălțat-o și totodată au făcut-o să devină mai înțeleaptă. Spun acest lucru pentru că îndrăgita artistă Laura Olteanu a acceptat invitația mea să vorbim ca două prietene și să aflăm despre ea ca om, despre vârsta la care a început să muncească și mai multe lucruri, sper din suflet, să le aflu chiar de la ea. Dezvăluiri în premieră, așa că vă invit alături de mine să aflăm lucrurile acestea. Se spune că puterea gândurilor are o influență foarte mare și de mult așteptam momentul acesta să vorbim ca prietenele la un pahar de apă și să treci dincolo de ecran, Laura, pentru că toți oamenii s-au obișnuit cu tine, un suflet blând, o prezență plăcută, un artist foarte iubit și astăzi în emisiunea Folclorul sub lupă ai venit să faci dezvăluiri în premieră și să răspunzi întrebărilor noastre. Nu știu dacă aici este vorba de curiozitate, cât să descopere cei de acasă omul Laura Olteanu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că avem posibilitatea să stăm de nou față în față și să vorbim, pentru că nu ne-am văzut de mult și chiar mi-era dor de tine, să știi. Ți s-au adresat deseori întrebări vis-a-vis de cariera ta, despre începuturile tale și n-aș vrea să ocolim acest subiect, pentru că poate mulți dintre telespectatorii n-au urmărit interviurile publicate, scrise, ci se poate urmări în emisiunea de astăzi. Laura Olteanu a debutat frumos, a urcat treptele vieții, dar cu pătat și cu răbdare. Nu ai fost cu titlul de artist atât de iubit cum ești astăzi. Ai avut urcușuri și coborâșuri și știu că încă de la 12 ani te-ai afirmat, dacă vrei, la evenimentele la care erai prezentă. Așa este, cariera mea a început la o vârstă fragedă, pentru că în familia mea erau și sunt și acum mai mulți instrumentiști și totul a debutat ca o joacă. Și apoi s-a conturat acest joc într-o mare pasiune și la vârsta de 12 ani a fost prima mea ieșire în public să cânt, dar n-a fost pe o scenă mare, la un spectacol, așa cum colegii mei debutează. Și a fost la un eveniment privat, alături de alți instrumentiști, iar acolo au aflat și cei din familia mea că eu am cântat, practic ei nu știau. A fost o escapadă de noapte, alături de un văr de-al meu și atunci a pornit această aventură a vieții mele în lumea muzicii. Copil fiind, te gândeai sau îți doreai să ajungi artist sau te vedeai cu altă profesie? Dintotdeauna m-am văzut o cântăreață, pentru că nu cunoșteam termenul de artist pe vremea aia și tot spuneam părinților mei, eu vreau să devin o mare cântăreață. Și bineînțeles că nimeni nu mă băga în seamă, eram doar un copil. Dar uite că această dorință a devenit realitate astăzi și mă bucur tare mult că pot fi un exemplu pentru tinerii de astăzi și că știi cum pot alina sufletele oamenilor prin munca mea, prin cântecul meu și asta este o mare împlinire. Ai pus accent mai mult pe viața profesională decât pe cea personală la început? Da, la început da, mai mult, pentru că aveam mai mult timp la dispoziție, studiam mai mult, trebuie să recunosc că m-am căsătorit la o vârstă destul de fragedă. Ce vârstă aveai? Vârsta de 17 ani, mai aveam 2 luni și împlineam 18 ani, deci destul de fragedă. Și atunci a început o altă etapă a vieții mele, unde am îmbinat, știi cum, cariera cu plăcut. Exact, cariera cu valorile vieții, care dar vin peste noi zi de zi. Acum, dacă ai stat să dai timp înapoi, ai regretat că ai făcut pasul ăsta atunci? Niciodată. Te considerai o copilă sau poate necoaptă, cum se spune tradițional, la minte să faci asta? Niciodată nu regret ceea ce am făcut, pentru că timpul are valoare, ce am făcut atunci, chiar dacă am făcut bine sau am făcut mai puțin bine, am avut de învățat și m-a ajutat să cresc și sunt omul care sunt astăzi. Ți-ai asumat deciziile Sigur. Pe care le-ai luat la Sigur. Vremea respectivă. Da. Căsnicia ta de atunci s-a finalizat și cu venirea pe lumea unui copil. Așa este. După 9 ani de căsnicie am avut-o pe fiica mea, pe Andra. Care acum zici că este sora ta, așa, pentru că trec ani peste tine, așa dar rămâi la fel de da. Tânără. Chiar mă uit și peste videoclipurile care le-am făcut și melodiile care le-am făcut și le-am dedicat ei când încă era un mic copil.
și astăzi parcă nici nu-mi vine să cred cât de repede a trecut timpul și ea mai că mă întrece la înălțime și sunt foarte mulțumită și împlinită că e un copil ascultător și înțelege efectiv viața pe care o am. Dar în vremurile acelea când aveai deplasări, Laura, obișnuiai să o iei cu tine la nu. Evenimente nu. Sau ai avut susținerea? Niciodată nu am disturbat copilul de la viața cotidiană. Am avut ajutoare, a stat tot timpul în siguranță, am avut grijă ca copilul meu să stea în siguranță, în liniște și să nu-l despart de acea liniște a căminului care, știi cum... Nu, a stat acasă copilul, dar m-am asigurat că e tot în regulă. Căsnicia ta ulterior s-a terminat. Din păcate, da, așa a fost destinul. Știi cum e, avem fiecare un destin scris. S-a terminat după 15 ani. Am rămas cu această minunată realizare, cu Andra. Și așa cum am spus, nu regret nimic din ce am făcut. Și astăzi sunt matură și pot privi cu ochii larg deschiși. Și chiar mă simt să dau sfaturi. Competentă să faci. Așa este, da, da. Te-a condamnat fiica ta pentru decizia pe care aveai să o iei la vremea respectivă? Niciodată nu m-a condamnat și niciodată nu o să o facă, pentru că eu am fost mereu alături de ea. Pe atunci avea 6 ani copilul, nu prea știa ce se întâmplă, dar am avut grijă ca ea să nu sufere, pur și simplu. Am avut grijă. Și să știi că a trecut foarte bine și nu a rămas cu sechele. Ceea ce știți cum e, copiii n-au nicio vină când ceva se întâmplă în viața părinților, știi? Și noi trebuie să avem grijă, pentru că mama și tata îmi spunea cândva, copiii nu se cer făcuți, așa că noi trebuie să avem grijă de liniștea lor. Mă emoționez și pe mine, pentru că îmi imaginez cât de greu ți-a fost sau când te-ai gândit că peste cum până asta o să treci, nu foarte ușor. Și poate nu te gândeai să-ți găsești sufletul pereche pe care Dumnezeu ți l-a dăruit astăzi. Da, e greu să vorbesc despre cel trecut, pentru că scuzați. A fost un an în care l-am pierdut și pe tata, în 2013. A fost greu. Dar asta e viața. Cu bune cu rele trecem peste și așa cum am spus astăzi, dacă sunt matură și destul de înțeleaptă să pot să dau un sfat, chiar îl dau cu mare drag. Parcă a fost un an zguduitor pentru tine, că au venit multe în același timp. Și mă întreb oare cum ai putut să răzbați și să treci totuși peste asta? Ți-a fost cu siguranță o lecție de viață? Da. Să știi că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci niciodată. Cred că, nu, nici eu câteodată sau mă întreb de unde am avut atâta putere să trec peste acele momente, pentru că a fost divorțul, a fost moartea tatălui, mă rog, au fost toate polemicele din partea familiei, deși eu nu eram un copil la vârsta de 35 de ani, 34 de ani, nu aveam 35 împliniți, nu eram un copil și eram în deplinitatea facultăților mentale să iau o hotărâre pentru viața mea, ce mi este mie mai bine și copilului meu. Dar, așa cum bine știi, gura lumii nu a stupă nimeni. Și obișnim deseori să judecăm fără sigur, să știm ce se sigur. Întâmplă. Eu mi-am văzut de viața mea, iar astăzi sunt bine. Laura, dar care a fost dorința tatălui tău? Înainte să moară, tatăl tău aflase de faptul că căsnicia ta în curând se va termina? Da, știa. Parțial știa. Eu niciodată nu mi-am etalat problemele în fața părinților, pentru că eu, plecând de tânără de acasă... Ai vrut să-i protejezi până acum. Și asta, dar am crezut întotdeauna că sunt destul de matură să-mi gestionez viața singură. Și atunci, parțial știau de problemele mele și n-am vrut să-i aprofundez în această situație. Mă rog, tata avea mereu încredere în mine, la fel și mama. Așa a fost să fie. Asta a fost destinul. E adevărat că fetele sunt mai apropiate de tați? Nu este o regulă. Cum nici băieții nu sunt mai apropiați de mame.
știi cum nici fata nu seamănă cu tata sau e o regulă ca băiatul să semene cu mama. La mine e pur și simplu viceversa. A fost echilibrat. Da. După pierderea aceasta mare a tatălui tău, după faptul că ai ieșit dintr-un divorț, cum se gândea Laura că îi va fi viitorul? Sau cât timp a durat această cumpănă care pe tine te-a maturizat și... Da. Te-a făcut să fii omul de astăzi, după cum ai spus? Am avut mereu o forță interioară care nu știu de unde a venit, mai ales în acele momente foarte dificile. Sunt de fire optimistă și știu aspectul ăsta, dar în momentele alea chiar am avut ceva ca o putere interioară, o putere divină care m-a ajutat să depășesc, să fiu cu mintea lucidă, să iau cele mai bune hotărâri pentru mine. Eu, știi cum e... problemele noastre ale artiștilor sunt mai pompoase, că sunt în lumina reflectoarelor și aveam pe toată lumea, eram pe buzele tuturor și eu m-am focusat efectiv pe viața mea și pe cariera mea. Știi cum, n-am lăsat să intru în depresie, m-am focusat să, cum să spun, din tot ce a fost rău să construiesc, să fac ceva bun. Și am creat melodii în perioada aia care au devenit hituri, vreau să-ți spun. Poveștile mele de viață în care oamenii s-au regăsit și astăzi le cânt cu mare drag și mi le cântă și colegii, le cântă și oamenii pe la evenimente și a rămas așa o frumoasă amintire efectiv. Vezi, fântânile de lacrimi s-au transformat în zâmbete și realizări, da, ulterior. Categoric. Dar simțeai interior vorbind că vei ieși din această cumpănă și va ieși soarele pe strada ta? Da, da. Am simțit. Tocmai am spus că am avut această putere interioară care numai de la bunul Dumnezeu a venit. Te gândeai că o să-ți refaci viața și la cât, s-a, da, cât timp s-a întâmplat eu am avut, acesta? Cum să-ți povestesc? Eu dintotdeauna am crezut în familie, am crezut într-o familie numeroasă, pentru că eu vin dintr-o familie numeroasă. Dar pentru că eu de ceva vreme nu mă mai găseam în acest cerc, să spun așa, am hotărât că e cel mai bine așa, să mai mi-acord și mie o șansă să fiu fericită și, bineînțeles, să nu țin pe nimeni lângă mine să-l fac nefericit. Știi, timpul este prețios și dă-i omului libertatea să fie fericit, bineînțeles. Orice sfârșit are un început. La scurt timp l-am întâlnit pe soțul meu, care de acum toată lumea îl cunoaște, pentru că el este mereu alături de mine și așa a trebuit să fie și așa trebuie să fie. Persoana care este alături de tine trebuie să te susțină necondiționat. Alături de Cătălin sunt un om împlinit, sunt un om liniștit, sunt fericită și, așa cum am spus adineauri, pentru că am crezut într-o familie numeroasă, la un an de zile după ce ne-am căsătorit, a venit pe lume și băiețelul nostru, Nicolae, care poartă numele tatălui meu. Să trăiască, Laura, ambii copii, să-ți aducă realizări, fericire și să-ți fie, nu recunoscători, că până la urmă părinții echilibrați nu fac copii ca să îi aibă la bătrânești și se gândesc la viitorul lor, nu din egoism, ci să-și trăiască viața așa cum ai făcut-o și tu și ai avut dreptul la opinie și la decizii. Dă-mi voie să spun că l-am cunoscut pe soțul tău în urmă cu câțiva ani, venise de 1 decembrie, atunci când ne-ai dăruit o piesă frumoasă pe care o știu toți românii și nu numai din România, ci și de peste hotare. Și m-am bucurat să văd că Dumnezeu a fost atât de bun și darnic cu tine și cu siguranță așa ai fost deschisă și predestinată la două sorți. Din una să înveți o lecție, iar din cealaltă, știi cum e, o palmă o primești, dar cu cealaltă ești mângâiată. Să te bucuri de viață, așa este, da. Alături de soțul meu avem proiecte deosebite. El are niște idei deosebite, iar datoria mea este să susțin aceste idei. Eu sunt așa, nu știu cum să spun, așa ca un copil, știi, mai puțin încrezător. El este persoana care spune, asta trebuie să faci, fă-o, că ai putere să o faci. Da, dar și în același timp te și motivează. Da, mă motivează, da. Proiectul Acasă România, el a conturat această idee și a dorit foarte mult ca acest mesaj să-l creiem așa cum a fost el, predestinat tuturor românilor, și să-l aducem la lumină așa cum e el, să nu mai cenzurăm anumite aspecte. El așa e, o fire mai curajoasă. Câteodată, nu știu, mă și întreb, de unde are atâta curaj? Nu este frică de nimic, decât de bunul Dumnezeu. Deci nu e frică de nimic, el are curaj. Să înțeleg că voi vă dezvoltați, creșteți și
evoluați cu credință în, așa este, în Dumnezeu. Așa este, da, da. E mare lucru să spune, știi că familiile funcționează, da, dacă există credință. N-am făcut nimic fără binecuvântarea preotului. Și spectacolele care le-am realizat la Suceava, Casei România, de acum știți că s-au rulat pe postul Etno de mai multe ori, au fost realizate în post. Deci unul a fost realizat în postul Crăciunului, altul în postul Paștelui, dar ambele au fost cu binecuvântarea preotului. Și s-au bucurat de un real succes. Altfel n-ai cum să dai seama de unde acest succes. Chiar am și acolo s-a simțit, nu știu, o prezență așa divină. Atâta energie, atâta emoție. Eram cu emisiunile de matinal, țin și acum minte, și erai foarte solicitată și cerută ca artist și cu videoclipul Acasă e România pe postul nostru de televiziune. Da. Și știu că, except în perioada din prezent a pandemiei, plecai foarte des peste hotare. Poate mai multe din cântările pe care le aveai erau acolo. Da, da, așa. Cum ți-a fost? Bănuiesc că ai fost însoțită de soțul tău. Mereu. Deci eu nu fac un pas fără. Nici nu mai pot cânta. Mă întreabă colegii pe la evenimente, că am avut și evenimente private. Și zice, dar soțul tău vine mereu cu tine. Zic, vă rog să mă credeți că eu nu pot cânta dacă el nu este alături de mine. Așa. Simți prieten, frate, soț, da, profesor. Și cel mai bun critic care, și sincer, care poate să existe. Știu că tot ce spune, deci poate că uneori mă mai irit așa cumva, dar știu că are dreptate. Mi-e mare inima și bună, dar îmi crește și înflorește și mai mult când văd oamenii care merită cu adevărat să aibă după suflet, cum obișnuie să spun. Să știi că nu e ușor, facem și noi foarte mari sacrificii. Mai mereu nu suntem acasă lângă copii. Acum când a fost pandemia, am trecut împreună peste această încercare. El, soțul, a fost bolnav de COVID. Copiii, ambii au fost bolnavi. Și așa că, cum să spun, încearcă și pe noi viața. Nu totul e roz, dar cu credință și cu răbdare, uite că ne întărește bunul Dumnezeu. Și am trecut cu bine. Soțul chiar a stat 7 săptămâni pozitiv, izolat, și ciudat e că de ce eu nu am luat COVID și ei au avut și eu am stat cu ei în casă, da. Așa a vrut bunul Dumnezeu, să fiu eu tare ca să pot îngriji pe ei. Am trecut și peste asta și cine știe câte ori mai veni, le trecem, știi cum e? Dar e altfel să-ți duci povara în doi decât de unul singur. Așa este, sigur. Mai iau tu, hai că mai iau eu. Împrumutăm, da, și, da, binele, exact, și rău, da, categoric, așa jurăm în fața bunului Dumnezeu, la bine și la rău. Dar ca părinți, ce aveți să vă reproșați? Nu știu, pentru faptul că plecați în deplasări, a fost o greutate în plus vis-a-vis de educația și petrecutul timpului cu copii? Vreau să spun că a fost greu. A fost greu și s-a văzut în educația băiatului, în primul rând. Crescând numai cu Bona și cu bunicii, e un pic mai răsfățat decât ar trebui să fie. Și atunci se alintă cu voi. Da, se alintă cu noi și știi cum e, tata nu se rabdă niciodată, nici măcar să-l mustre cu o vorbă mai aspră. Mama câteodată se mai îndură, știi cum de dă, mama mai crește câte o pălmuță la fânduleț, dar cred că nu e de ajuns, dar eu cred, el e un copil foarte isteț și știu că timpul o să le rezolve pe toate, o să mai crească și o să înțeleagă. Cu Andra nu am niciun fel de problemă. Andra este olimpică la pian, este ce anul frumos, 7 deci de pian. Deci scalcă pe urme. Copilul ia și bursă de merit pentru învățătură, deci nu am nimic ce să-i reproșez copilului. Atât. Și uite că ai fost mamă pentru amândoi la exact, fel, exact. Ai lipsit pentru că asta ți-e, da, meseria și ți-ai asumat. Că, da, ești lumina reflectoare. Dar la noi în casă să știi că... Dar poate și ei sunt diferiți ca și temperament. Categoric, categoric. Dar eu am încredere că Nicolae va călca pe urmele tatălui, pentru că are aceste abilități de management. Și se spune, copiii nu trebuie comparați niciodată. Nu se trebuie comparați, dar trebuie susținuți. Adică, da, datoria noastră este să fim atenți la ce inclinații au și susținuți. Niciodată n-am să pot copilului să-i impun să facă ceva în viață. Îi place să bată toaca, îi place să bată toba, să distrugă casa. Da, ai zis că ori îl fac un constructor, ori îl fac un toboșar. Sau poate, de ce nu un preot? Da. Poți să știi sau că din preot, energia pe care o are, să știi, se va canaliza să, asta? Să știi, draga mea, Lavinia, că pe mine nu mă miră faptul că el este foarte atras de biserică. Nanul lui e preot, preotul Florea Bogdan, de la biserica din satul de Leni. Iar Nicolae a venit pe lume în urma unei rugăciuni pe care am găsit-o la Biserica Sfântul Dumitru din Suceava, o rugăciune făcătoare de minuni,
Eu, fiind acolo, am găsit întâmplător această rugăciune în lumână rar, am luat-o acasă, am citit-o conform cum era scrisă rețeta acolo și vreau să spun că la o lună de zile am citit-o 10 seri consecutive, cum era scrisă de 3 ori așa, și Maica Domnului i-am făptuit această minune. Adică, practic, tu ți-ai pus dorința asta. Eu nu am pus nicio dorință. Am înțeles. Noi așteptam, ne doream foarte mult un copil. Nu venea, era deja un an de zile, nu venea copilul. Dar nici n-am stat prea tare să mă preocup. Am întâmpinat această rugăciune, am citit-o, dar n-am așteptat nicio minune să se întâmple. Pur și simplu am așa citit-o. Așa ai simțit. Am spus, vreau să citesc această rugăciune așa cum scrie aici. Și am și uitat. După ce am citit rugăciunea asta, am făptuit 10 zile, am uitat de ea. La o lună de zile am aflat că sunt însărcinată. Și nu oricum, ci cu un băiat, pentru că la noi în familie sunt, deci eu mai am doi frați și o soră, toți au fete, calculat, sunt 10 alături de Andra, deci 10 nepoate. Și tata Dumnezeu să-l ierte înainte să moară, măi, faceți-mă un flăcău, măi, că nu mai pot, am atât miroasa fată peste tot în casa asta și clanța miroasa fată, clanța de la ușă. Faceți-mă un flăcău că nu sunteți în stare. Deci uite, lege compensație. Și atât îmi pare rău că tata nu a apucat l-ai pierdut să-l cunoască pe Nicolae, dar vezi cum e, Dumnezeu ți-a și ți dă pe cealaltă parte. A venit Nicolae, în 2015 l-am născut și am plâns atunci că am spus, Doamne, eu nu știu să cresc băieți, că mă întreba soțul, dar de ce plângi, de fericire? Și am spus, și de fericire, nu mai știu de ce plâng, dar zic, eu nu știu să cresc băieți, eu numai fete, că am crescut nepoate, am crescut-o pe fii, mi-a zis. Și uite că... Da, dar ai primit darul ăsta să fii mamă de băiat. De băiat și să, în urma acestei rugăciuni, tatălui, făcătoare de minuni la Sfânta Fecioară Maria. Și de asta spun că nu mă miră de ce el este atras de toacă, de clopote, de... Și la două, la trei noaptea, când nu poate dormi, intră pe YouTube și dă drumul la clopote. Când rămâne cu soacra mea, spune soacra, nu mai pot capul de clopote, toată noaptea mi-a sunat clopotele când Nicolae nu doarme fără clopote. Deci, și când eu merge la nanul lui, la biserică, tremură, dacă nu-l urcă în clopot, nu te strag. Deci nu pot să trage cred. Duminica după masă, clopotele și întreabă babile din sat, dar cine a murit? Și de fapt e Nicolae care trage clopotele, nu a murit nimeni. Deci tu ai început să-i faci deja cartea amintirii din copilărie, da. Dar cu Nicolae de data aceasta, pe, eu aș zice să-ți iei gândul de la celelalte două, da, profesii, nu? La care l-ai vedea. Mi-am spus, Doamne ajută, dacă nu dă Domnul să cred. Păi e prea mare potrivire. Îi face mama și biserică, numai să-l văd preot. Îi face mama și biserică, dar da. Cred că dezvăluirile astea le-ai făcut în exclusivitate la noi. Categoric. Și lui le mai fac așa, când în familie, când ne mai întâlnim cu toți la un pahar de vorbă, la o sărbătoare și așa, mai, știi, mai adunăm pățaniile ce se mai întâmplă de peste an. Și le mai povestim, ne mai amuzăm. Ai o înțelepciune ieșită din comun, Laura. Bine, ai și o vârstă și ești un om care a trecut prin multe, dar eu cred că, așa cum ai spus, Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci și te-a întărit. Poate n-ai fi ajuns la vârsta pe care o ai astăzi, mamă, cu doi copii, să ai atâta... Și succesul a venit tot la momentul potrivit. Pentru că dacă ar fi venit când eram mai tânără și mai văpăiată, n-aș fi înțeles și nu m-aș fi bucurat la fel de mult cum mă bucur astăzi de succes. A venit într-o perioadă în care eu sunt matură și pe plan profesional și pe celălalt plan personal. Da. Pot oricând să dau un sfat bun, pot mustra conștientă, da? Sunt un om curat la suflet, nu cunosc ce înseamnă sentimentul ăsta de invidie, de ură. Sunt împăcată cu mine însămi și sunt un om fericit și liniștit. Eu cred că are foarte mare legătură și cu educația, bunătatea, bunul simț, educația și cei 7 ani de acasă. Cred că cei 7 ani de acasă, de ce îți spun asta? Pentru că viața uneori te face să devii rău, pentru că noi nu ne naștem răi, noi cu toții ne naștem îngeri. Dar viața ne face să devenim răi. Ei, aici aș pune cuvântul cei 7 ani de acasă. Și sensibilitatea fiecăruia, știi? Pe mine greutățile vieții n-au făcut altceva decât să mă înțelepțească. Și sunt imună. Și să te îmbuneze, poate. Să mă îmbuneze și eu sunt un om imun. Nu mă schimbă o greutate. Din contră, încerc să mă adun, să găsesc o cale de ieșire, cea mai bună cale de ieșire dintr-o anumită greutate. Ești un om optimist și tot timpul gândești în rezolvarea problemelor, probabil. Da, da. Mai am, trebuie să recunosc, mai am și momente în care poate de la oboseală se întâmplă să mai fiu un pic iritată sau... Să cazi în deznădejde. Să cazi în deznădejde și săracul soțul meu mereu e alături de mine și cade pe el tot ce trebuie și atunci el mă ridică și mai îmi spune câte o vorbă. Și vorbă de leac. Un bărbat cu adevărat, un om puternic. Da, e un bărbat matur, deși e cu aproximativ 6 ani mai mic ca mine. E un băiat extraordinar de înțelept, inteligent,
calculat. E ceea ce am eu nevoie și pentru asta îl iubesc, pentru că are un suflet curat. Regres că nu l-ai cunoscut mai devreme? L-am cunoscut un pic mai devreme, cam cu 2 ani, înainte să izbucnească această dragoste. El era îndrăgostit de mine, eu nu știam. El mă adora efectiv cum cânt, pentru că eu făceam parte la toate evenimentele din familie, petreceri private, ce mai dădea el pe acolo, pe la firmă, cu colegii. Și eu făceam parte, eu aveam grijă de buna dispoziție a lui și a celorlalți. Dar eu nu mi-am dat seama că el să fi fost îndrăgostit de mine. Și uite că a devenit partenerul de viață. Da, s-a căsătorit cu idolul lui în muzică de materie, în materie de muzică de petrecere. Nu-mi vine să cred. Da. Deci cine a spus că destinul și ce ți-e scris în frunte, da, așa și e. El nu vine dintr-o familie de muzicieni, deci părintele... Sunt două drumuri paralele. Directori, tot în acest domeniu de management. Deci, dar uite, el este așa atras, are simțul ăsta muzicănțesc aparte, pentru că la toate petrecerile care, de exemplu, noi le organizăm after party cu spectacole sau așa, atunci el adună cei mai buni muzicanți din România și mi-aduce ca să mă încânte. Ce mie frumos. Și celorlalți. Înseamnă că te prețuiește foarte mult. Da, prețuiește și vede și sacrificiul care îl fac, cunoaște viața mea. La început a fost un pic greu să înțeleagă acest domeniu, dar când l-a înțeles, a luat frâiele și astăzi tot ce ține de management stă în spate Cătălin Turculeț. Ce frumos! Dar crezi că viața e un bumerang? Da, viața, tot ce îi oferi, posibil să se întoarcă înapoi, sigur. Dacă oferi răutate, răutate primești. În perioada în care ți-a fost greu, te-ai gândit oare ce am făcut de mi se întâmplă asta? Nu. Nu, pur și simplu așa a fost să fie. Nu consider că am făcut rău cuiva. Nu, asta mi-a fost destinul. Probabil destinul meu a fost să cresc până la o anumită vârstă și apoi să sufăr și apoi să fiu binecuvântată. Ce frumos! Da, nu, eu... Dar mă gândesc că dacă aș fi făcut rău, mi s-ar fi întors rău. Dar cu n-am siguranță. Făcut rău și mi s-a întors bine, știi? N-am făcut rău și Dumnezeu mi-a dat pe sufletul meu. Ce crezi că ar trebui oamenii să culeagă în viață sau pe ce să se ghideze ca să aibă o viață împlinită sufletește? Că fericirea absolută nu cred că poți să o ai 24 din 24. Sunt momente care îți aduc fericire, bucurii și încercări peste care treci ușor, dar știi să le prețuiești și pe cele bune. Eu nu știu și nu vreau să dau sfaturi pe ce anume să se... Că nu știu dacă este o rețetă, dar eu pot să spun pe ce m-am ghidat eu și a fost instinctul. Eu am o a doua voce, am o voce interioară care mereu îmi spune ce trebuie să fac și pun mereu în balanță. Și atunci, dacă vocea mea interioară, spiritul meu îmi spune fă lucrul ăla, îl fac și iau hotărâre, așa cum îmi spune interiorul meu. E mai bine și să faci ceea ce știi tu decât să te iei ceea ce simți, ceea ce simți. Pentru că mi-aduc aminte, eu odată m-am întors la dorința părinților mei, m-am întors din această decizie de a pune capăt căsniciei și le-am făcut, să spun așa, le-am împlinit dorința și ulterior mi-a părut rău. Pentru că eu aveam încă această voce care nu mă lăsa să trăiesc liniștită. Și asta a fost. Atunci când am pus punct și am luat această hotărâre, ai fost eliberată. M-am eliberat. Da. Bravo. Și uite că ți-a fost mai bine și poate țineai destinul și soarta pe loc, făcând un compromis de a sta în... Dar nici dacă era să fac pasul ăsta mai devreme, nu cred că ar fi fost ok. Pentru că probabil și soțul meu nu era pregătit și așa le-a rânduit bunul Dumnezeu. Nu trebuie să ne gândim de ce n-am făcut sau poate că n-am făcut sau nu știu ce. Nu trebuie să căutăm răspuns pentru că sunt multe care... S-ai asumat hotărârile care le-ai luat în viață și privește înainte. Nu poți timpul să-l întorci. Nu îți rămâne decât să privești înainte și să trăiești momentul, trăiește clipa. Soțul meu cândva îmi spunea, de asta trebuie să spun, e super, îmi dădea de înțeles că ar vrea să-și petreacă restul zilelor cu mine și nu venea să crede. Îți dai seama, eu îl cunoșteam de foarte multă vreme și el deodată îmi spunea aspectul ăsta. Și totuși mai mic ca tine, da, ca vârstă. Dar nu știu dacă asta ar fi fost un impediment. Poate că mă gândeam că n-ar fi fost suficient de matur pentru mine, dar vârsta așa, e la modă, știi, e să fie soțul un pic mai mic decât soția.
eu îi spuneam, na, știi, nu știu, ar fi bine să ne mai cunoaștem, știi, eu vin dintr-o lume care e un pic stranie, poate pentru tine, na, muzica, viața lăutarilor, a muzicienilor nu e ușoară, pereu pe drumuri și așa mai departe. În fine, și el a stat și m-a ascultat, de bălării i-am spus, a stat bine, bine și m-a ascultat și așa cum e firea lui foarte echilibrată. Temperat, da. Temperat și echilibrat. Numai ce o frază mi-a spus și m-a liniștit. Mi-a spus, tu crezi că timpul se întoarce, timpul te așteaptă, timpul este foarte prețios. Hai să ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața. Și a fost suficient. Cred că nu m-ai întâlnit să-i până atunci atât de mare înțelepciune. Așa, da, și din partea unui atâta siguranță, pentru că când vezi această siguranță într-un om, te întărește și pe tine, știi? Adică m-a convins că așa e. Și așa este. Timpul este foarte scurt. Și de multe ori poate că mai ne încontrăm așa cu câte, nu știu, poate uneori ne mai contrazicem sau așa îmi spune, știi, viața atât e de scurtă încât nu ai timp să te cerți, pentru că ferească Dumnezeu să întâmplă ceva și n-ai timp să te împaci. De asta se spune, nu trăi din trecut, nu privi viitorul, trăiește prezentul. Trăiește prezentul, trăiește prezentul și sigur, noi muncim foarte mult, nu dormim pe noi că așteptăm să pice parămăleasă în gura lui Nutăfleață. Muncim foarte mult. Deci poate că suntem niște oameni realizați, ar trebui să lăsăm așa mai la relantiu. Dar nu poți, nu dacă așa te să faci cu drag de ceea ce și faci. Te plafonezi, poate. Da, faci cu drag și eu vreau să spun că când l-am născut pe băiat, am născut prin cezariană, am avut o sarcină destul de grea, am cântat toată sarcina, până la 9 luni am cântat. Am născut, am fost operată, da, am avut cezariană, sâmbătă am născut, miercuri am ieșit din spital, iar sâmbăta și duminica următoare eu am cântat și eram cusută și eram operată. Când o femeie leuză, abia se ridică din pat după operație și abia începe să meargă în picioare, eu deja eram la nuntă, cântam. Și ai mei toți din familie, o să moară, rămâne copiii de ea, unde o lași? Și eu plângeam practic, nu că mă durea operația sau plângeam că familia nu vrea să mă lase să merg să cânt, știi? Și ți se puneau piedici de alt genul, da, că simțeai, da, tu să nu faci asta. Și el spune, de ce plângi? Și tot îmi spunea, dacă nu mă lași să merg să cânt la nunțele astea, nu știu ce cu mine, eu nu mai revin, eu nu mai pot, eu cad în depresie, trebuie să merg să cânt, că acolo mie mi-este bine și acolo să vezi că vin acasă și-s gata. Și așa a fost. Și așa a fost. Mars, am cântat sâmbătă, duminică, aveam încă un băiat care m-a ajutat, pur și simplu mă ridicau de pe scaun și mă duceau la pupitru ca să cânt pe scenă. Și astea sunt niște, cum să spun eu, picanterii așa profesionale care ți le spun. Dădeam gainul mai tare, coboram tonalitatea cu un ton, da? Și cântam la acest volum care îți vorbesc acum. Ca să nu faci efort prea mare din diafragmă, cu... da? Pentru că aveam, și bine, eram toată încinsă și așa. Dar era discrepanța asta de imagine, că eu veneam din separeu, treceam prin sală până ajungeam la pupitru, da, pe scenă. Și lumea spunea, Doamne, dar ce faci, ce caut femeia asta aici, că moare abia să mișcă, o duce soțul de braț și cu celălalt băiat. Mai aveam un băiat care avea grijă de siguranța mea. Mă duceau efectiv și eu când mă puneam acolo pe pupitru, că aveam un scaun gen de bar care mă ținea cutia toracică deschisă, da? Și toată greutatea stătea practic pe scaun. Și eu când puneam microfonul la gură, deci nu putea lumea să joace cât puteam eu cânta. Nu își dădeau seama de unde e forța asta. Și iară lăsa microfonul. Cântam câte două ori continuu. Și lăsam microfonul jos și pe aia mergeam și mă odihneam, mă hidratam. La tine chiar și e dovadă. Și vreau să-ți mai spun ceva. Te rog. Și ca să fiu sigură că nu stric evenimentele oamenilor, că se poate întâmpla oricine situația asta, îmi mai luam încă trei fete lângă mine. Ca să te poată completa pe parcurs. Și ce crezi? Le plăteam degeaba, ele stăteau și lumea tot pe mine mă întrebea. Și tot eu cântam toată noaptea, operat așa cum eram pe jumătate moarte. Laura, dar tu chiar ești dovadă certă că muzica ți este medicament. Da, este. Este sincer. Medicament. Și medicament și m-a ajutat și în dietă de slăbit, pentru că în momentul în care când se face repetiții și când câte o noapte întreagă, lucrează diafragma, lucrează mușchi abdominal și te așa îți modelezi și taia. Uite, în emisiunea Folclorul sub lupă, nu mă dau exemplu, am zis la începutul emisiunii că vorbim ca prietene, dar colegii mei Adi și cu Bogdan sunt aici, îmi aduc aminte că îl născusem și eu pe Matias marți și vineri avusesem ultima zi de filmare așa. În Dâmbovița, așa, adică chiar îmi spunea, nu te supăra, dar vrei să naști aici pe platourile de filmare? Și la convingerea și susținerea mamei mele, pentru că a fost cu adevărat susținătorul meu principal, a spus, tu trebuie să te întorci, asta e ceea ce ți aduce satisfacție și tu trebuie să evoluezi. Și dacă la vremea regretam, pentru că mi-era greu, eram complexat de faptul că am kilograme pe plus și mă condamnam, că oare de ce am făcut această alegere și alăptând atât de mult, m-am întors la scurt timp în televiziune. Da. Chiar dacă cu cel de-al doilea copil am luat o pauză destul de mare și am simțit o neîmplinire interioară, dar nu aveam alte soluții. Vreau să-ți dau un sfat.
Eu sunt mai mare ca tine, nu? Da. Îmi eu am 28 de ani. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. Niciodată să nu fii complexată de tine, de felul cum arăți. Niciodată să crezi în forța ta, în forța ta interioară. Înțelegi? Pentru că cine te iubește, trebuie să te iubesc așa cum ești tu, sufletul tău, nu de felul cum arăți. Nu, că acum sunt foarte mulțumită, dar la vremea sarcinilor nu puteam să mă accept cu 90 de kilograme. Tocmai atunci trebuia să te accepți. Știți, nu vrei să spui, eu sunt frumoasă așa cum sunt. Și sunt trebuie așa cam de naștere. Trebuie să mă accepte cei care mă iubesc. Dacă nu mă accept așa cum sunt, și ce folos mă accept noi fi în formele ideale. Da. Soțul meu mereu îmi spunea așa, tu ești frumoasă, iradiezi de frumusețe. Atunci când eram așa, poate mai cred. Niciodată nu mi-a spus, vezi, poate ar trebui să-ți dai un kilogram de jos. Nu, să nu slăbești. Așa să rămâi, știu, sănătoasă, că ești frumoasă și păi cu siguranță are dreptate, pentru că tu ai obișnuit publicul cu o imagine și o transformare bruscă, nu știu dacă ți aduce de cele mai multe ori. Dar lumea m-a iubit, necondiționat și m-am bucurat de toată, am avut mai mult succes, așa cu câteva kilograme în plus, de când, atunci când eram mai subțirică și poate ajută puțin aspectul ăsta la imagine. Dacă degeaba ești slabă, dacă când e mă scuzați cacofonie, degeaba ești slabă, dacă atunci când iei microfonul în mână, nu transmiți mesajul, așa nu faci omul să joace așa când trebuie să joace și să plângă când trebuie să plângă, degeaba ești slabă. Nu te cheamă să te vadă doar fizic, ci să ajungi la inimile lor. Și te acceptă omul și câteva kilograme în plus, mai ales când știi că ai dat viață, dar să fii acolo, să arăți că ești făcută pentru așa ceva. E cel mai important și asta ți-aduce cea mai mare satisfacție, iar oamenii care iubesc cu adevărat nu trebuie să iubească doar ambalajul. Așa este. Trebuie să iubească ceea ce ești ca și creație. Frumusețea, harul care ne l-a dat Dumnezeu. Da. Noi avem omenire. Tu ai omenire, eu am omenire, colegul după cameră are omenire. Deci noi trebuie să ne facem treaba bine. Laura, ne-ai vorbit de viața personală atât de frumos. Am spus încă de la începutul emisiunii că o să transmiți omul care ești astăzi. Îmi era oarecum că am zis că, Doamne, cred că eu sunt așa de sensibilă când vorbesc de așa, încât ba plâng, ba râd, trec de la o stare la alta. Păi nu e nimic rău în asta, pentru că asta înseamnă că ești sinceră și ceea ce spui trăiești. Da. Aș vrea acum să te întreb puțin despre cariera ta, despre faptul că ești un artist atât de iubit și cunoscut și dacă ai avut, nu știu, bariere în acest domeniu profesional pe care tu l-ai îndeplinit și ți-ai dus misiunea până în prezent și ți-o vei duce în continuare. Sigur că am avut și am avut destul de multe. Am fost, mai ales la început, descurajată. Colegii îmi spuneau că n-am eu ce să caut la televiziune, nu ai melodii, ești tânără, ce să cauți tu? Și multe răutăți de acest gen. Și tare îmi pare rău pentru că în tinerețe, la începutul carierei, am făcut niște greșeli pe care în timp mi-au, cum să spun, mi-au afectat un pic imaginea, dar nu neapărat imaginea de carieră, ci imaginea ca om, că dacă mie mi-ar fi făcut altcineva același aspect care i-am făcut eu, nu cred că mi-ar fi picat bine. Și acum chiar vreau să subliniez aspectul ăsta și să profit de acest moment să transmit scuzele de rigoare doamnei Zinaida Julia și doamnei Maria Iliuț, pentru că la acel moment, cu mulți ani în urmă, eu nechipzuită fiind și poate rău sfătuită, dar totuși fac o paranteză că nu vreau să dau vina pe nimeni, ci mi-asum eu aceste greșeli, vreau să subliniez și să cer scuze că am luat acele melodii din repertoriul acestor mari artiste și le-am interpretat fără să cer acordul. Și bineînțeles că acest lucru nu a picat bine. Ulterior, știi cum e, se întâlnește om cu om, se întâlnește munte cu munte, dar nu om cu om. La momentul potrivit ne-am întâlnit față în față, am cerut scuze, bineînțeles, și uite că a fost, cum să spun, un moment de învățătură de minte, știi? Că nu trebuie să faci, nu trebuie să greșești, nu trebuie dar să faci lucruri nechipzuite. Dar a fost așa impardonabilă greșeala de atunci sau ți-au fost acceptate scuzele? Mi-au fost acceptate scuzele, dar clar că după mai mult timp, știi, adică a trecut foarte mult timp, 15, 16 ani, 17 ani de atunci și eu nu am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu aceste doamne. Dar din greșeli învață omul. Așa, asta este adevărat. Și important e că ți-ai asumat. Că mi-am asumat, bineînțeles, și mă bucur tare mult că totuși, chiar dacă mai târziu, am reușit să repar această greșeală. Da.
Dar de ce ți s-au pus atât de multe piedici, Laura? Și de ce omul totuși în ziua de azi nu încearcă să vadă partea bună a unui om? Și nu mă refer aici doar la domeniul acesta muzical, pentru că se întâmplă și în alte domenii. Așa și în loc să spună, e foarte bine, mai ai de insistat aici sau ești pe drumul cel bun, tot timpul n-are rost să continui. De ce se taie aripile unui om care poate visează? Și se spune că visele devin realitate. Pentru că noi de-a lungul vieții mai adunăm și câte un gram de invidie la bunătatea noastră, mai adunăm și, nu știu, frustrări, și oamenii probabil din frustrări aruncă aceste cuvinte. Bacă nu e locul meu, bacă mi-am auzit foarte multe, bacă sunt țigancă și de acum nu mai aveau ce să spună. Păi e țigancă, de aia cântă bine. Sau, nu știu, a început să cânte de mică, cum să nu cânte bine. Dar de ce ți-a fost, nu știu, asociată imaginea cu asta? Și probabil nu cred că trebuie să păi fie da, cineva rasist. De ce? Pentru că știi ce se întâmplă? Pe vremuri, toată lumea care cânta, pe vremuri, deci îți vorbesc, nu știu, acum 30-40 de ani, toată lumea care cânta la evenimente erau țigani. Deși poate tu erai român, dar tot intrai în aceeași oală. Cântă băi țigani, știi, așa, așa. Și probabil a rămas undeva conturată ideea asta în mentalitatea da, românului. Chiar și că vorbim despre știi? Ei, talentul este născut și nu poți contesta. Dar așa, uite și acum, și acum, de multe ori la evenimente am toată trupa și băieți foarte talentați, români, suntem români cu toții, nu scrie țigan sau armean sau pe fruntea nimănui, da? Suntem înzestrați la bunul Dumnezeu și la omul la un pahar de rachiu, știi cum e, la un pahar așa, mai aruncă câte o vorbă, ai țigane, cântă, că așa, da, nu, așa cred e și cântarea. Personal, nu? Pentru că de eu... acum nu mai luăm personal, o luăm accelerat. Și nu cred că are, da. Are o influență. Ei, bine, la etnia, moment... dacă ești nu, talentat da, și asta la moment, la moment, poate că na, eram și mai tineri, poate ne mai aprindeam. Dar acum nu-și mai permite nimeni să sublinieze aspectul ăsta. E un pic diferită. Ai fost afectat. Ne-am emancipat și noi, da, da. Românii. Sau... Acum ai spus că nu te mai afectează, da. Dar tânără fiind, aveai momente în care clacai sau îți venea să te lași de meseria aceasta sau bagănești să urmezi alt drum? Niciodată. Orice răutate a lovit în mine, m-am dus acasă și am pus mâna pe material și am studiat și studiam și studiam. Te ambiționa, practic. Mai mult. Vreau să spun că atunci când am început eu cariera, deci în 92, nu aveam acasă nici când măcar... Când m-am născut eu! nu aveam acasă nici măcar casetofon. Deci nu era toată informația asta să aduni muzică, repertoriu, să-l faci și erau câțiva interpreți, n-aveam, mă rog, pe ce să ascult, fugeam la o mătușă de-a mea acolo unde se țineau repetițiile. Erau mai limitate posibilitățile. Și când vedeam că nu-i nimeni în casă, chiar mai lipseam și de la o oră de la școală să pot să scriu repede câte un cântecel ca să-l am după aia pe sâmbătă la eveniment. Da. Deci tu chiar ai avut și, dragoste da. Cu adevărat. Acum de dai mică. Un click și ai toată muzica de pe fața pământului în fața ta. Dar și înainte n-aveai o cântare. Au fost oameni care te-au ajutat, Laura, pe drumul acesta? A fost familia mea. Deci nu mama și tata personal. Mama n-a vrut să cânt, tata n-a vrut să cânt, a spus tu trebuie să faci școală, tu n-ai... Să te canalizezi da, pe studii. Da, n-am vrut. Așa cum ți-a spus, în casa mătușei mele, acolo cânta mătușa cu acordeon, un cheșu cu vioara, toți verișorii mei, frații mei ambii cântă, foarte talentați, toți instrumentiști. Și am început, eu dansam și cântam. Dar doar știi? Tu ai fost sfătuită de părinți să nu urmezi acest drum sau și frații tăi? Nu, doar părinții mi-au spus că n-am eu ce să cânt, că ești femeie, e păi mai și greu. Pe ei de ce i-a susținut? Te-a frustrat lucrul acesta? Mă rog, ei cântau, făceau parte din ansamblurile de la școală, n-au făcut carieră în domeniu. Eu, la mintea respectivă, priveam în viitor mult mai sus. Deci nu mă refeream așa cum se referea mama la frații mei, lasă școala, lasă cântatul, ia și fă școală. Nu, eu priveam undeva, ceea ce nu înțelegea mama și tata. Vizualizai practic da, ce urma da, să devii. Da, da, așa este. Și spuneam mama, lasă că ai zis când am să ajung eu la banii mei de solistă, cum am să-ți arăt banii mei de solistă. Și cum se spune, ai grijă ce da, gândești, exact. Că uite să vezi tu cum am să mă arăt așa, eu am să am banii mei de solistă și ai să vezi. Și așa a fost. Așa, uite că, să știi că eu de la vârsta de 13 ani câștig singură existența. După care la 15, 16, 17 ani făceam naveta cu fratele și cu un văr de-al meu la un restaurant în Frasen, pentru că eu sunt din gura humorului și în Frasen era un restaurant. Și făceam naveta. Ieșeam de la școală, mergeam în camp, două ore făceam lecțiile și plecam și veneam seara acasă la ora 12,
Și dormeam până dimineața la 6, la 7 mergeam la școală și tot așa. Poveștile noastre de viață se intersectează, Laura. 3 ani de zile. Și eu mi-am câștigat singură existența de la vârsta de 13 ani. Deci eu n-am mai depins de părinții mei. Mă rog, și la 17 ani, 18 ani fără 2 luni, mi-am luat aripile și am zburat de acasă. Ce frumos! Bine, și apoi am stat 7 ani în străinătate, am fost plecată din țară, dar și în străinătate am cântat, am alinat sufletele românilor. Și apoi după 7 ani... Și cum de n-ai rămas acolo? Nu am rămas acolo, pentru că n-a fost zi de la Dumnezeu în care să nu mă gândesc să mă întorc acasă, să-mi continui cariera. Visul meu neîmplinit din copilărie. De asta a avut melodia cu Acasă e România, da, atât de mare succes, că tu chiar ai avut dragoste eu chiar am trăit această poveste, înțelegi? Eu 7 ani de zile am muncit, mi-am adunat, mi-am centralizat tot bănuțul, muncit cu sudoare, așa, și munceam și fizic și eram pe weekend și artist. Numai ca să scurtez timpul să pot ajunge acasă să-mi creez o carieră. Da, dar munca nobilează omul și eu cred că ți-a adus multe satisfacții munca asiduă pe care tu ai îndeplinit-o până astăzi și nu numai. Eu pot să spun că am ajuns la acest nivel astăzi prin forțe proprii. Deci eu când am plecat de acasă am plecat cu un singur rând de haine, efectiv. Deci vezi că nimic nu e imposibil pe lumea asta? Pentru că sunt mulți care spun că au obosit sau că n-au șansa să meargă mai departe. Aici cred că coboară foarte mult stima de sine și neîncrederea în forțele proprii. Pe când tu ești exemplu viu că singură ai depășit. Am muncit, mi-am adunat bănuții, am venit acasă, am investit, mi-am creat repertoriu, am mai și greșit. Da, din greșeli învățat. Învățat, sigur. Astăzi nu-mi pare rău, de asta spun. Că m-ai întrebat adineaori dacă îmi pare rău. Nu regret nimic din ce am făcut. Știu să-mi cer scuze, știu să plec capul când trebuie. Știu să fiu șoarță goasă când cineva sare calul. Esența de Moldova, acolo puțin se cunoaște, este, nu? Păi cum să nu, da. Nu, deci eu sunt un om foarte realist, sunt un om cu coloană vertebrală. Dacă greșesc, îmi cer iertare în genunchi. Dacă știu că am dreptate, nu mă călca pe picior că am o bătătură pe un deget. Și e belea. Ce crezi că ar trebui să învețe copiii voștri de la voi? Să fie oameni buni, să fie sinceri, să accepte așa cum vine viața peste ei, să învețe doar ce e frumos de la oameni, să tot ce este pozitiv din viață, să se bucure de viață. Viața este scurtă, nu știm ce destin avem fiecare și să nu regretăm. Ce folos că ajungi la vârsta de 60 de ani, ți-ai adunat nu știu ce casă, nu știu ce mașină, dacă tu nu ți-ai trăit tinerețea, cu cine îți mai stai ții bine acolo într-o dita mai mașină, nu știu ce, dacă tu nu ți-ai trăit tinerețea, nu te bucurași. Așa este, la bătrânețe trebuie să trăim din amintiri. Și vezi, iar revenim la sfatul propus de soțul tău, că până la urmă viață o ai și trebuie să trăiești prezentul. Așa de repede trece timpul, că înspăimântător chiar, înspăimântător de repede trece timpul. Acum e luni, acum e vineri, acum e... Ce-și mai dorește Laura Oltean pentru viitorul apropiat? Tot ce-mi doresc este să-mi văd familia liniștită și sănătoasă. Sănătatea, asta e tot ce-mi doresc. Și să-mi văd publicul, oamenii din prejurul meu, cu zâmbetul pe buze, fericiți. Ceea ce, dacă ne uităm bine astăzi, cu părere de rău, nu prea mai vezi. E, nu știu cum să spun așa, incertitudinea asta. Pentru că nu poți să trăiești într-o lume să fii fericit, să radiezi de fericire și nu-ți spese de necazul aproapelui, știi? Adică, să fii înconjurat de întuneric și tristețe. Da, și, tu să trăiești așa, mă afectează foarte mult situația. Și cum să spun, mă afectează un pic și viitorul copiilor mei, pentru că muncește, sacrifici pentru ei, încerci să-i faci, să-i creezi, să creezi societății doi lăstari, drepți, cum trebuie să dea cinste societății și nu se știe, iar aruncăm în societate și nu se știe ce viitor au. Îmi doresc să fie copii oameni înțelepți și sănătoși. Și restul are grijă Dumnezeu de toate. Ce frumos! Îți mulțumesc, Laura, cu tot sufletul și toată prețuirea că ai acceptat astăzi invitația în emisiunea Folclorul sub lupă și sper din suflet că ai simțit că s-a văzut acest lucru, practic, că te-ai spovedit între ghilimele în compania mea și a telespectatorilor. Da, cu mare drag, să știi, sunt așa, asta sunt. Știi cum e? Vă place, nu vă place, altă mamă nu mai face. Asta sunt și ce să zic. Îmi doresc să fie bine lume. Îmi doresc să fie bine lume. Și aici intervin eu și spun, va fi. Doamne ajută. Și
Și dacă ușa ne-a fost închisă, o alta ni s-a deschis. Am învățat și astăzi că poți trece peste toate obstacolele vieții dacă ai speranță, încredere și optimism. Alege ceea ce te face fericit. Pe curând, dragii mei!